Hei, salut frate, eu sunt Alex Anovac și în acest episod voi vorbi despre Lulu Mânzu, acesta care a făcut multe controversie, de fapt nu chiar a făcut, dar na, hai să vorbim care, cum stă treaba aici. Deci, și mă scuzați, sunt puțin rățit și dacă nu curge nasul, sper să nu vă deranjezi, oricum hai să continuăm. Deci, cum stă treaba? YouTube mi-a recomandat un tip, am văzut că GTA România 2 în multiplayer și la început mă miram, ce-i, what? Pe atunci, după cum știați, filma și băiatul acela, Remus, care a făcut GTA România 2 și a spus că nu-i posibil. La început s-a mirat, a zis ok, nu știa nici el exact cum stă treaba, dar și-a dat seama și el că nu-i posibil așa ceva. Și chiar i-a comentat la un videoclip cu poster. Are foarte mult, și-a luat foarte mult hate Lulu Mânzu. Și dacă te bani ce să la tipul ăsta pe videoclip, ei bine, am o dovadă că e fake. Nu numai o dovadă, am multe. Poza asta nu mai am, însă am fost pe... M-am infiltrat la el pe canal și pe Discord să fiu moderator, să fiu... Am niște funcții mari, ca să văd ce are de gând acest om și ce, ce promite și ce face. A promis că nu știu ce zi o să fie beta, o să fie nu știu ce. Ce beta, frate, că nici n-ai început să-l crezi. Nu există niciun program care a arătat el să facă ce zice el. Alea sunt programe pentru SAMP, ci totul e editat. Asta este un screenshot din GTA România 2 și a pus el niște text. Mai sunt un nou BMW, dar uitați voi cum arată textul în față. Ci că GTA România ro, Lulu Mânzu și a pus și un IP de la Genki Admin 0, a pus niște puncte pe hartă ca să ne zicem noi că e multiplayer. Și prima greșeală gramaticală, te-ai logat cu sub ce? Dar ce ai făcut, bă, nene, mă? A pus și acolo mașină spawnată, gen că el a spawnat-o. El e un agravat și n-are cum un alșemie analfabet să facă un joc dintr-un joc de foarte vechi, un joc multiplayer. Deci e imposibil, nici... Există GTA Vice City multiplayer, există GTA 3 multiplayer, dar frate, nu există... Are o echipă mare în față. Și câți ani au stat să-l optimizeze? Echipa aia a stat nopți și zile între să optimizeze acel joc. Și tot nu este... Și nu-i popular, adică n-are playeri. Și are probleme, are lag, are ping-ul mic, are ping-ul mare, uneori, depinde. Și la tipul ăsta, dacă chiar ar merge, cred că n-ar fi playable așa ceva. Mai avea poze cu niște servuri, care are niște servuri și arată foarte prost. Deci, și arăta odată că s-a logat cu succes. Gen bala de parolă și căcat. Serverul nu mai există și a făcut alte serveri, bla bla bla. Hate peste hate. Bala nu l-am susținut niciodată, pur și simplu am vrut să văd ce are de gând. Bala aia de download efectiv e o... Și că a zis că este placeholder, cum ar veni, că o să-l schimbi pe viitor. Pe frate, nici nu arăta ca buton, zis că a pus el o casetă după Adobe sau mai știu ce. Adică, frate, cât de prost să fii să nu îți dai seama că e fake. A fost unii dobitoși care chiar l-au crezut. Nu o să-i numesc dobitoși, că, na, ce să facem. Căutăm Lulu Mânzu, Lulu Mânzu, cred că am scris greșit, mă rog. Făcea content cu mașină din dragoste în GTA România 2. Făcea clipuri. Punea diferite moduri pe GTA România 2 și asta a făcut. În rest, a făcut câteva live-uri care m-am uitat și eu. Ăsta e contentul lui. Și hai să ne uităm, înainte să anunțe GTA România 2 multiplayer, câte vizionări avea? 44, 38, 95. Avea un server fantomă de SAMP, 54. Iar după aceea... a spus că închide server, după aceea de ce facem? Deschidem un server înainte să deschidem GTA România 2 multiplayer? Câmpieni. Minecraft, vezi și voi cât de vizionare avea. Și de când a anunțat, cred că a stres clipul în care a anunțat că a făcut un clip. Cred că, uitați, deja 1000 de vizionări de la 400 și ceva, instrumental. Cred că pe aici și ceva l-a anunțat, dar văd că l-a stres clipul de anunțare. Când se lansează, după aceea el a postat cum arată GTA România 2 multiplayer, ia să vă arăt cu tâmpenii aici. A făcut are și TikTok, a arătat el, are pe aici, a comentat și real YouTube, dar aparent nu mai e pe aici. A comentat și eu cred că un comentariu de pozitiv. Da, de la Discord, vreau să intru pe Discord, că, da.
Ăsta i-a pus fixat că ăsta e un durat, l-a spălat pe creier. Odată un editor a spus, credeți că l-ați mai ajutat pe lui Mazu dacă ar fi fake? Normal că l-a ajutat, că ți-a promis ceva, ai vrut să păcălești oameni, să vă faceți faimoși pe internet. A spus declarul de că GTA România 2, versiunea, varianta de definitivă sau mai știu eu ce, că este un keylogger, dar el nu știe ce e aia keylogger. Și dacă stăm scan, a scanat și el acel link și a văzut că nu ai nimic și zicea că e eroare. Mamă, mamă. A făcut lucrul ăsta doar că Claudiu l-a făcut prost, pentru că nu există așa ceva. Și Claudiu are dreptate. GTA România 2 a lui n-are nimic. Chiar deținătorul GTA România 2, Remus, a lucrat cu el. Deci n-ai ce să fie ilegal sau mai știu eu ce, pentru că deci creatorul GTA România 2 a lucrat cu el. Ce mai vreme am de atât? Și acum vreau să mă uit și la... Are un content ciudat pe live-ul în jură și spune în jur, mă rog, zice tâmpenii care n-au legătură cu GTA România 2. Zice fel de fel de minciuni. El nici n-are unde o să activa, zice că are și că e un bug, un bug. Arată fel de fel de lucruri, cum să ceardă cu unii, cum să-i dai hei la unii care zic împotriva lui înainte. Dislike-uri, tot așa. Spune de Facebook, zice glumii proaste și n-are legătură live-ului cu GTA Lumea 2. Asta este un clickbait ca să facă vizionări și uitați că a scăzut. Și la clipul ăsta el a făcut 5.000 de vizionări, nu știu de ce a făcut vorba lui. Și după aceea adevărul despre GTA Lumea 2, de aici începe povestea. A închis și barra de like-uri și dislike-uri că va avea foarte mult hate. Și aici putem vedea pe Discord un anunț. Evrian, bă, uite cum stă treaba, eu m-am plictisit să mă mai mădrez. Da, mă, ce te-ai plictisit? GTA România 2 multiplayer. Și o să renunț o perioadă, dar se va ocupa el la TNS. El la TNS de GTA România 2 multiplayer. Premieră nu a mai avut loc pentru că. Pentru că, uitați voi, a scris legat pentru că. Ce? La ce vă așteptați de la unul care scrie legat pentru că să facă GTA România 2 multiplayer? Adică e o muncă în spate, tu o să ai o echipă de oameni, nu de niște pitici și semi-analfabeti. Nu poți face un joc multiplayer doar prin vorbe și prin editare niște imagini. Și n-ai cum să înveți o persoană care n-a făcut niciodată mod să facă un joc multiplayer din prima. Frate, puan, cred că nu se leagă ceva aici. Așa, să vedem. A trebuit să o învăț pe el la TNC să modeze, să vadă cum merge treaba. Pentru că el a scris legat, pentru că deci nu a scris el că a scris din greșeală cu tastatura sau ceva. A scris așa, intenționat că el așa a învățat să scrie pentru că legat. Are ceva experiență și ea. Ok. Și putem vedea din acest mesaj cât de analfabet lui Lumbazu. Are clipuri când vorbește și are o vocea lui e foarte ciudată, asta pot să spun. Acum nu vreau să mai de chestia asta, vreau să mai am legătură ca și lumea. Clipul ăsta n-are legătură cu GTA România 2 România deloc. Practic, proiectul lui e mort și că a dat la altul. Și că altul developer care s-a plictisit, vai. Puteți vedea câte comentarii de când GTA la 2 Bayern și a făcut de tine. Pare ce a pus propriul mod după GTA la 2 și n-ar avea voie lucrul ăsta. Nici cont de TikTok mare, ci că mai face GTA la 2 și ci că dacă se lansează niciodată. Wow, cum scriu fanii lui. Ce să vă mai așteptați de la lumea? Eu am avut un motiv că m-am infiltrat în echipa lui de mod și căcat, ca să văd ce face el. Aplicațiile erau foarte dubioase, adică oricine putea să intre, chiar unul care l-a înjurat a intrat cu funcții mari. Așa că orice frate putea să intre, să fie moderator sau mai știu eu ce pe Discord-ul lui sau pe YouTube. Dar dacă am chiar la toți și... Nici eu nu mă declar că vorbesc cel mai corect sau că sunt eu cea mai bună persoană din lume, însă ce face acest om este escrocherie și asta este o crimă, efectiv să minci, să faci lucrul acesta. Să profiți pentru alții, să faci vizionări. Oricum, nici acum n-ai cine știe ce vizionări. Însă, de la porni de la 15 vizionări, adică trebuie 27, nu urmărea nici suria pe ăsta. Adică de la primit GTA Lumea 2, s-a promovat la Remus pe videoclipul că face GTA Lumea 2 și m-am uitat, mă, ce what? Înainte să facă chestia asta, cea mai mare trădătoare, adică face videoclipul despre așa ceva, cine, cui i-ar păsa de ea, cui i-ar păsa de numărul de telefon și mai știu eu ce. Asta e treaba.